Ionuț are 6 ani și îi place să meargă la grădiniță împreună cu frățiorul lui, Cosmin. Sora lor, Florentina, are 2 ani și jumătate și stă acasă cu bunica. Mama lor a hotărât să-i părăsească și i-a lăsat în grija tatălui și a bunicii. Cel mai mult îl iubesc pe tate și pe mamai. Anul trecut am prins un contract de muncă în Germania. Am zis să plec să am de muncă să le ofer cât de cât copiilor. Între timp am rămas cu cei mici copii, deoarece soția m-a părăsit și a fost nevoit să mă întorc ca să am grijă de ei. Băieții amândoi merg la grădiniță, locuiesc cu mama. Ne întreținem foarte greu, deoarece mama are o pensie de 4 milioane și alocația copiilor. Și eu ce pot să muncesc cu ziua în construcție. Am avut o problemă cu cel mijlociu, cu Cosmin. S-a născut cu tracheostomă laringiană. Am tras foarte mult și acum și cu ochiul, îi fuge ochiul stâng. Aș avea nevoie de sprijin pentru a merge cu Cosmin la spital, pentru investigații, pentru control la ochi. Fiind destul de greu cu situația care o avem, am avea nevoie și de alimente, de orice se poate pentru a putea să ne descurcăm în continuare.